Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la primul clip de prezentare de pe acest canal. Vreau să vă zic că dacă și voi aveți un cont și vreți să vi-l prezint sau să-l vindeți, nu uitați să mă contactați pe Discord sau pe Instagram pe care le aveți jos în descriere, așa că hai să trecem la acest cont. Eu știu contul ăsta pentru că e destul de bun, l-am mai văzut pe acolo prin SD3 când bătea, când făcea carduri și după cum se vede are și ceva carduri pe aici, a făcut ceva carduri. Așa că vreau să vă zic că dacă sunteți interesat de acest cont o să aveți în descriere și Discordul băiatului, așa că nu uitați să-l contactați, să-i lăsați acolo o ofertă. Vreau să vă zic că contul cred că se dă full cu tot cu iteme, nu știu dacă se dă separat. Nu uitați să vorbiți cu el, cu băiatul. Așa că haideți să trecem să-l prezentăm. Avem așa, FMS 44 7 foc, 1 blocare, 2 pătrundere, 4 dex cu inscripționată plus 8. Eu am la fel, numai că am, mi se pare 45 cu 4 putere și 11 foc. O mască de frică plus 8 cu 15 foc. Un pentagon plus 9 imun, 12 putere, frumos, 20 animale. Cerce de abanos cu 20 obiecte. Un talisman de fulger cu 25 gheață, 20 pământ, 15 insecte. O să mergem să vedeți și voi damage-ul acolo la metinele din pădure. Leu, un caz jumate, 50 atac, 10 absorție PV cu 6-7. Brățară de lacrimă, cer 2K, 15 foc. Asta e mai mult pentru SD3. Colier de lacrimă, 1K, 20 ang, 12 regenerare PV cu 10 critică, foarte frumos colierul ăsta. Niște papuci de Phoenix cu 1K, 10 critică, 10 clopot. Și ăsta, și papucii ăștia sunt destul de șmecheri. Bă, și îmi place la contul ăsta. Îmi place așa de mult War Aura, pentru că bă, când intru pe cont, pac, direct dau aura. Așa, o cura de asta de in plus 9 o să fie. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Avem un can de 75 de zile și un... pe din ăsta, de level 41. Nu știu ce tip e, o să mergem să vedem ce tip este. Haideți să vedem. Și mai are așa, pe inventarul 2, o platoșă de aur, un caz jumate, 10 absorție, 5 pe vânt, cu armură corn, diavol plus 9. Ia să vedem cum stă pe noi. Mamă, ce tare asta. Așa. Ok, stai să punem aici aleu. O mortală, un caz 5 pe vânt, 30 valoare atac, cu armură lavă lucioasă. Ia să vedem cum stă asta pe noi. Și asta e tu, super, super șmechel stă. Deci, bă, băiatul ăsta chiar se vede că a muncit la contul ăsta și chiar și-a ales skin-ul, bă, chiar, chiar foarte șmechere. Așa că astea să le punem și noi aici, leu ăsta, că, bă, leu ăsta e chiar super, super grav. A, da, și mai are o lama cu arean cu 12 putere, 5 critică, încă 13 zile, o freză să fie, un costum cu 50 valoare atac încă 5 zile și o eșarfă de 23, cred că cu arbeta plus 9. Așa. Mai are mortala asta, un K 15 pe vânt, 30 atac. Setul de vânt, colier cu un K 5 pătrundere, 3 critică. Niște papuci ornați, un K jumate, 1 cri, așa, asta să fie. Brățare 5 pe vânt, critici, pătrunderi. Colier de lemn, un K 10 critică. Încă o mortală cu un K jumate, 15 pe foc, 10 absorție. Niște papuci de bambus, un K 10 critică, 15 pe vantai, frumoși ăștia. Un talisman cu 30 insecte. Niște, a, și o brățară aici, 20 vampir, 20 obiecte cu 6-7. Niște atacuri site, o energie de 10, niște pești, niște biscuiți. Contoare, văd două inventare jumate, aproape două inventare jumate deschise. Hai să vedem și biologul unde este. Biologul se pare că e terminat. Deci aveți și biolog de 60 terminat, așa că hai să vedem și ce tip e însoțitorul ăsta. Cred că e un tip 5, mi se pare. Ia să vedem. Ia să vedem și... este tip 6 chiar. Frumos, frumos. Hai să mergem direct în pădure să vedem dacă găsim metine, să vedem cam care ar fi damage-ul pe un astfel de cont. Ah, da, și am uitat să vă prezint și alchimia. Alchimia rubin full, diamant full cum trebuie, onyx cu critică și dublu corporal, granat să fie, safir cu dublu, nu, cu ninja, lican și war și un jad cu dublu PV și regenerare. Nu are absorție, asta să zicem că ar fi poate un minus al contului, dar chiar și așa contul este destul de bun după părerea mea. Hai să mergem direct în pădure să vedem damage-ul. Bă, sincer să fiu, eu cred că contul ăsta, cred că se ridică la un 10.000 să zic așa, mai ales ce are pe el, sunteți nebuni, deci chiar, chiar e super șmecher contul ăsta. Stai să văd pe ce să-mi pun și eu. Pe 3 îmi pun asta. Haide-mă așa. Ia să vedem. Chiar sunt curios să văd cam cât de maxim damage pe care ați putea să-l dați cu tot și cu site-uri și cu rouă, deci și cu cristal de 10, deci chiar sunt curios să văd cam cât ar putea să ajungă un cont, la ce damage poate să ajungă contul ăsta.
Asta dacă găsim și metin, sperăm să găsim un metin, pentru că cred că lumea stă la farmat de carduri acum, nu cred că stă să bate metin în pădure. Dar hai să încercăm să vedem. Dacă nu, o să mergem la metinele 90, că acolo cu siguranță nu este nimeni. Da, deci aparent cred că s-ar putea să mergem la metinele de 90, ia să vedem. Hai să băgăm și noi o licoare de asta de... Are decât de 30 băiatul ăsta, dar hai că băgăm... Hai că băgăm una de 30 ca să nu consumăm pe aia de 60. Ceva metine pe aici să fie. Hai că des că ne uităm puțin, dar așa o tură. Dacă nu găsim aici metin, o să punem stop și o să revenim. Ia! A, mamă, ce-am crezut că e aici metin. O să revenim fix când... Da, se pare că sunt metine. Hai să dăm un schimbă, că cred că găsim și aici metine. N-are rost să mă duc în partea cealaltă. Ia uite mă, și apare, văd că băieții stau să bată la metine. Adică, bă, se tropează destul de bine, mănuși. Am văzut pe strică că acum, mai ales în timpul eventului, e 12 sau 13 caca, ceea ce mi se pare super, super, super mult. Haideți să vedem. Un CH3. Găsim și noi ceva sau... da, pare nu. Aparent, haideți că o să revenim când ajungem direct la metinele de 90, pentru că chiar stau băieții. Haideți că punem pauză și revenim. Da, mă, băieți, și am găsit și noi aici metin de 85. În timp ce mă duceam spre la de 90, am găsit și am zis, hai, totul să-l spargem și pe ăsta. Hai să ne activăm aici full cum trebuie. Avem și inelul ăsta care o să ajute puțin, adică, hai că ajută puțin mai mult. Haideți să vedem damage-ul cu... Stai că sunt pe ăsta pe Eli, unde e mă, mistrețul? Aici. Deci damage cont de level 61, full cu alchimie, nebunie și cu inel de mobi. 10, 11.000 am văzut acolo. Hai să băgăm și niște pești. Niște critici pătrunderi, pești de ăștia. Chiar poate să ajungă la 11.6, 11.9, văd 12.2. Deci ajunge destul de bine. Chiar rezistă destul, destul de bine. Și hai să băgăm și o licoare verde. Ia stai așa să văd un... A, uite aici și niște rouă, frumos. Deci cred că dacă am băgat cu tot asta, cred că am ajunge la 13-14.000. Să zicem, ia să vedem. O licoare verde și... Păi deja ajunge la 13K. Mamă. Mama mea, mama mea cum dă contul ăsta, bă, băieți. Drupe, deci chiar e forță, forță rău. E forțales grav cu inelul ăsta. Ia și fără inel cam cât ar da? Deci fără inel dă 10.000. Fără inel. Ia să vedem ce a picat pe aici. Card, hai să-i adunăm și noi cardurile. Card, card. Card, cartea uitării. Card. Mantia secrete. Card. Aparent văd că n-are nici mânușe, nici nimic, că am slăbus drop-ul aici. Haideți totuși să mai vedem un metin. Hai să punem așa, așa, așa. Ah, mai era încă unul aici. Ce tare, mă. Hai să dăm un 4, că văd că găsim în partea asta metine, pentru că n-are rost să stau să mă duc la ala de 90. Ia să vedem aici. Chiar sunt curios să văd cam cât ar da și cu un cristal de 10 și cu site-uri. Bine, voi nu o să vă băga site-uri, dar vreau să văd damage-ul maxim care poate să aibă contul ăsta, pentru că, bă, sincer să fiu, chiar un cont super bun și eu dacă aș fi, gen, dacă aș avea cash-ul pregătit, eu chiar l-aș lua, pentru că chiar îmi place contul ăsta. Uite, văd că băieții pe aici spar metine, se dropează mânuși pentru alți băieți. Asta, să dezactivăm și noi alchimia, bă. Eu neavând, eu las așa. La mine nu e problemă de alchimie. Uite încă un metin aici. Ia uite, mă, ce frumos. Haide să vedem. O dezactivai degeaba, că văd că iar găsiră metin. Așa. Deci am băgat pești. Hai să băgăm o energie de 10 și valoarea atacului asta. Și asta ce îți dă maxim punctelor PV. Asta nu ne interesează. Haide să vedem, bă, băieți, cam care damage-ul. 15.000. Mamă. Mamă, ce damage. 15K. Oleo, mamă, ce-a rupt. Bă, ce rupe contul ăsta. Păi eu n-am damage-ul ăsta. Dacă îmi pun aceleași iteme, eu n-am damage-ul ăsta, să mor. Ia să vedem. Ia să vedem, mă, dacă ne dă acum și nouă mânușe. Ce, mă, că în 10 secunde s-a spart metinul. Îi batem pe ăștia pe repede rău. Ia uite, 3, 2, 1. Gat. Ce a dat aici? A dat ceva frumos? Mantia secretă, mă, mantie curaj. Așa. Și mânușe, o să lăsăm pe jos mânușile pentru băieții care vor. Ia uite, un skill. Nici nu duc ăștia un skill, ia uite, un skill. Ia cât am dat pe skill?
13.000. Mamă, mamă, frumos, frumos, rogovesc. Contul, păi cam asta ar fi. V-am zis, dacă aveți oferte și vreți să veniți cu ofertă pe acest cont, nu uitați să îl contactați pe Discord pe băiatul pe care are acest cont. O să aveți Discordul lui în descriere, așa că până la viitoare am fost Ken și dacă mai aveți nevoie de prezentări, mă contactați acolo pe Discord. V-am pupat. Ciao. Da, am uitat să arăt aici și Temshop-ul. Haideți să luăm și cadou zilnic. Și ce dă? Trei atac-zeu, frumos. Și să vedem, mai are încă 5 MD-uri, 72 de JD-uri. În rest, pe aici nu are nimica. Și vreau să ne uităm rapid și în depozit. Ca să dăm aici un inel. Asta cred că e. Mi se pare că mai are câteva inele de teleportare prin depozit și nu știu dacă are mare lucru prin depozit, dar haideți să vedem. Ia să vedem aici. Imediat să introducem și noi parola. Cred că asta e. Da. Deci mai are niște ro, niște picioare de pe angel, o fasole, două inele de teleportare, o grabă plus 4, niște permise și tăișuri, cărți minerit și artificii chinezești. Și ca și skill-uri secundare mai are M1. 14 puncte la conducere, M10 la minerii care ajută destul de mult și G3 la transformare, calul nivel 21, 10 puncte la cheamă cal. În rest, cam asta ar fi, v-am pupat!